prima reacție din PSD după anuncul lui Iohannis. Codrin Tefnescu devine pe zi ce trece tot mai cinic, tot mai sabotor. Prima reacție din partea PSD legat de anuncul președintelui României privind trimiterea pachetului legilor justiciei la Curtea Constituțională, sublinierea și sesizarea Comisiei de la Veneția. Unul din cei mai importanți lideri ai PSD, Codrin Tefnescu, a declarat pentru Digi24 ce Iohannis devine pe zi ce trece tot mai cinic, tot mai fan Monica Macovei, tot mai sabotor privind ideea ce trebuie să stopeze abuzurile diverselor instituții. Din ce în ce mai des are diverse ie subliniere iri în care joacă rolul de comunicator al statului paralel. Nu am văzut să se sesizeze privind protocoalele secrete care au năucit întreaga Terra. Iohannis devine un fel de agent al acestui sistem, sublinierea îi dovede sublinierea te pe zi ce trece care este rolul lui în această ecuație. Dacă prin această metodă crede ceva că subliniere tiga un nou mandat la prezidențiale, eu zic ce se însubliniere al. Codrin Tefnescu subliniere i-a continuat atacul la adresa presubliniereintelui Klaus Iohannis, comentând ce ceea ce se întâmplă nu este decât un demers de a sabota subliniere i-a bloca drepturile cetățene subliniere tipe care le au cetățenii într-o car democratic. Modificarea Constituției nu o dore subliniere te, absolut nimic nu dore subliniere te. Punct ce îi dau oamenii a subliniere te amplic să citească asta face. Totul este pe punctaj, ca să subliniere tici, nu vorbe subliniere te din capul lui, i se dă un punctaj subliniere i asta spune.